Salut! Suntem în ziua de 16 iulie, ora 6 dimineața. Soarele răsare de după deal. Este o căldură fantastică. La ora 6 sunt 25 de grade. Trebuie să udăm pomii din livadă, mai ales pomișorii tineri, pentru că fără apă nu se poate. Dacă grădina de legume a fost distrusă de secetă, nu-mi pot permite să las ca și livada să fie distrusă de secetă. Așa că sunt nevoit să aduc un aport suplimentar de apă tuturor pomișorilor pe care îi am din grădină. Muntez furtunul și dăm drumul la apă, pentru că altă șansă de ploaie nu se întrevede în următoarea perioadă. Prognoza pe următoarele două săptămâni este deja tristă. Ploaia se lasă așteptată, nu vor fi precipitații și niciun caz suficiente pentru a aduce aportul de apă necesar în sol. Pământul este foarte uscat. Doar apa adusă cu furtunul menține în viață acești pomi. Sunt pomi plantați acum 2 ani și anul trecut, dar și în primăvară. Cel mai mult suferă pomișorii pe care i-am plantat în această primăvară, pentru că sunt foarte mici și nu au rădăcinile dezvoltate suficient de adânc pentru a extrage apa. Dar la seceta asta nici pomii mai în vârstă nu se descurcă cu ușurință. Așa că sunt nevoit să le aduc și lor apă, între 5 și 10 litri de apă la fiecare pom. De asemenea, arbuștii fructiferi suferă de apă. La fiecare arbust în parte le pui câte 5 litri de apă, pentru că doar așa vor supraviețui, vor trece cu greu această perioadă de secetă și sper să-i salvez ca și în anul următor să mă bucur de ei. Aici avem un păr de toamnă, o untoasă Harley, care are destul de multe pere. I-am lăsat în primăvară, era plin de flori, i-am lăsat vreo 7-8-10 pere, nu știu exact câte. Le ține până la data aceasta, așa că îmi este milă de el și trebuie să-l hidratez bine cu apă, pentru că doar așa va supraviețui și el, dar și fructele. Cel mai mult mă interesează să supraviețuiască pomul, pentru că fructele, chiar dacă se pierd anul acesta, avem perspectiva ca în anii următori să culegem și roadele. Dar trebuie să le udăm. Nu se poate altfel. Acesta este un cireș negru amar plantat în toamna anului trecut. Sunt doi puieți care s-au dezvoltat destul de bine în primăvară, dar acum sunt afectați de secetă. Acesta este un măr Atkinson plantat în primăvară și acesta la fel, tot în primăvară. Au avut o creștere la început, după care s-au oprit din creștere. Căldura excesivă și lipsa de umiditate în mod natural i-a afectat. Apa adusă cu furtunul nu este atât de hrănitoare pentru pomi, așa cum este apa din precipitații. Aici avem un alt păr de toamnă, care și el este plin de fructe și lui dăm apă și l-are nevoie. Udați, udați și din nou udați. Udați în această perioadă livada să nu pierdeți pomii, pentru că e păcat de munca voastră, dar e păcat și de acești pomișori. Vă urez multă sănătate și aveți grijă de voi!